Momentul zilei ne prezintă iarăși o exclusivitate print pe care nu puteți așadar accesa de pe oalele plasate pe internet. Mircea Diaconu dă cuflit justiției, actorul pe care l-am dibuit și noi, am fost singurii care am avut dreptate în ceea ce îl privește, singura emisiune care a dat în Diaconu cât a putut, tocmai pentru că știam că nu procedează corect. I-a dat 10 neveste, și s-a tot apărat, a făcut pe nebunul. Ok, o fi fost el un actoraș interesant la mâna a doua, dar vreau să-i transmit că flair n-a avut niciodată. Atâta timp cât ai mizat pe niște cai morți și bramburiți și ai mers până în pânzele albe cu ei, valabil și pentru marele deontolog domnul Pleșu, da, care s-a făcut de râs în politică în ultimul hal, dar care văd că urechează așa mass media din România cu o nonșalanță de parcă ar fi Iisus Hristos. Nu, domnule, ați dat X cam pe unde v-ați plasat. Mircea Diaconu, care dacă ar fi rămas la actorie, trecea examenul. Pentru că era un tip onest la locul lui, nu avea mare talent. Dar în orice caz, nici nu se făcuse de râs și prezenta onestitatea aia, că nu l-a recitat pe Ceaușescu. Dar prezenta onestitatea aia, încă o dată spun, a actorului bun la mâna a doua. Dacă nu sunt toți genii. Am avut noi vreo 2-3 în cinematografie, nu puteau să fie chiar toți. Ajungem la...